Locuitorii unui oraș tailandez au avut parte zilele acestea de un eveniment ieșit din comun. Patru elefanți costumați în Moș Crăciun îi întâmpină pe localnici pe străzi și le oferă măști de protecție. Santa Claus e cum nu-i să duc, ce vei jec hong tăm bani. Vani Santa Claus ceang, sii ceuc, că ca pe tot hen ceau thai. Rương hong, gard de toc, nă cap, săi mes tuc cang, lang mâ, gin lon cion cang, lă că dule sucăpăp can, pătibat tam năuții răcăcan. Lă că, pii nii că lien va ne-nam hong ceang thai, că Până la debutul pandemiei, elefanții erau nelipsiți de la festivitățile școlare din regiune. Ofereau copiilor bomboane și jucării și făceau deliciul turiștilor. This year the difference is COVID-19, so the elephants cannot go into the school. We have to go out to see the elephants. So I'm a little bit excited and a little bit sad because elephants cannot go into the school. Carantina nu i-a lăsat însă șomer pentru mult timp. Din animatori culturali, elefanții au devenit activiști civici. I love deer because they're funny and they're lovely. I think they're so cute. Operațiunea de distribuire a măștilor cu ajutorul elefanților este abia la început. Deocamdată, ei au împărțit accesorii sanitare pentru 500 de persoane.